ziua și bine v-am găsit pe cel.ro. Seria 1000 a celor de la Nvidia este tot mai aproape. Între timp vă propunem o placă de gaming mid-range. Este vorba despre Gigabyte GeForce GTX 960 WinForce 2X. Haideți să aruncăm o privire asupra cutiei. Așadar, această iterație a chipului Nvidia vine echipată cu sistemul de răcire WinForce al celor de la Gigabyte. Este o ediție overclocked față de placa de referință și de asemenea avem 4 GB DDR5 memorie video. Să vedem și ce găsim în cutie. Deschidem capacul și suntem întâmpinați de procesorul grafic care iată are un design compact. Această placă nu ne va crea probleme chiar dacă nu dispunem de o carcasă foarte încăpătoare, cum este de exemplu cea pe care am văzut-o în cadrul serviciului DxAcer Asamblări. Sigur ați văzut pe Facebook, dacă nu, aveți un link în descriere. Tot în cutie avem manualul cu instrucțiuni și alte informații și de asemenea un CD cu driver-uri și utilitate. Din păcate nu avem un adaptor DVI-VGA, avem însă două porturi DVI, un port HDMI și de asemenea avem un DisplayPort. Avem un PCB albastru închis ca să se potrivească cu inserțiile de pe față. Aici este conectorul SLI și alimentarea suplimentară folosind un conector pe 6 pin. Forma specială a ventilatorului ajută pentru a capta mai mult aer și, cu ajutorul radiatorului din aluminiu și a unui heatpipe de cuplu, mențin procesorul cât mai rece. În timp ce o aranjăm în interiorul carcasei, apropo aveți configurația sistemului de test în descriere, puteți vedea pe ecran specificațiile chipului 960. Tehnologia de fabricație este pe 28 de nanometri, avem 4 GB GDDR5 în 7010 frecvență, prolățime de bandă de 128 de biți. Procesorul rulează în două stări, în modul overclocked ajunge la 1216 MHz frecvența de bază și 1279 MHz frecvența boost. Vom folosi două soluții de benchmark pentru a testa placa, așadar... Binișor, aceasta a fost Gigabyte GeForce 960 WinForce 2X. Dacă aveți alte întrebări sau sugestii, lăsați-ne un comentariu, like and share și mulțumim că ne-ați urmărit. Eu sunt Alex și să aveți o zi excelentă!